6 consilieri județeni sunt de la ședința de vineri a CJ-ului Agamani Noi cu acte în regulă la 2 din instituțiile CJ Neamț. Firmele care vor beneficia de aportul de strategie, decizie și sprijin ale aleșilor nemțeni sunt Troleibuzul și Apa Serv. La societatea de transport pe cablu, 5 consilieri județeni au fost mandatați de colegii lor să completeze AGA. Pascariu Lucian Ion, independent, Păcală Ioan, PSD, Vișan Gabriel, PNL, Tapalagă Cristian, independent, Sandu Constantin, UNPR. La Apa Serv era liber un singur loc în AGA și cum celelalte partide nu au avut pretenții, probabil din respect pentru algoritmul politic, doar UNPR-ul l-a propus pe Vasiliu Moise Daniel. Prin proiecte de hotărâri se propune majorarea numărul persoanei în poziție să reprezinte Consiliul Județean în cadrul dării generale acțiunilor asociate cu Troleibuz de Staș, compania județeană Apa Serv, de la 7 la 11. Supun la vot această propunere. Cu 31 de voturi pentru și o abținere, propunerea a fost adoptată. Începeți să facem propuneri. Vă rog, în primul rând, pentru... Câte voturi sunt? 32? Sunt 32 de voturi. Bun. Pentru domnul Vasiloiu, să începe în ordinea în care așa, o propunere deci din partea celor care l-au deținut. În locul... Deci la Troleibuzul, în locul domnului Vasiloiu... Pascariu Lucian. Da. Întrebat șeful. Da, domnul PSD-ul. PSD-ul domnul Ion Păcală. Păcală. PNL-ul. Domnul Gabriel Dișan. PPDD-ul. Nu are propunere. Independenții dacă... Au propus. Au propus. E locul domnul Vasiloiu. Propus pe Pascariu. Da. Și pe domnul Tabalar. Și pe domnul Tabalar. UNPR-ul pe domnul Costică Sandu. Dacă 5. Da. Haideți să trecem să facem propuneri și pentru Apa Serv. PSD-ul. Deci stați... Nu are propuneri. PNL-ul. Nu are propuneri. Nu? Independenții. Independenți. Nu. Nu. Eu îl propun pe domnul Vasiliu. Colegul nostru la UNPR. Da. S-au obținut următoarele rezultate. Pentru Troleibuzul, Pascariu Lucian Ioan 32 de voturi, Păcală Ioan 32 de voturi, Vișan Gabriel Lucian 32 de voturi, Tapalagă Cristian 32 de voturi, Sandu Constantin 32 de voturi. Pentru compania Apa Serv, Vasiliu Moise Daniel 32 de voturi. Având drept criteriu cel mai mare și majoritatea consilierilor prezenți, comisia propune împuternicirea domnului Pascariu Lucian Ion în locul domnului Vasiliu, a domnilor Păcală Ion, Vișan Gabriel Lucian, Tapalagă Cristian și Sandu Constantin, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul AGA la Societatea Troleibuz. Domnul Vasiliu Daniel, la compania județeană Apa Serv. Semnează comisia de validare. Apa Servul și Troleibuzul sunt firmele care, cât de cât, sunt și ele stabile financiar. Nu că nu ar avea probleme și acestea, dar mai respiră. Probleme majore cu parfum de faliment sunt la Drupo și Neamț Turism, care administrează stațiunea Negulești.